Bună seara, domnilor și domnilor, bun găsit și în această seară la Sergiu Poliopol Show. Mă grăbesc să-l salut pe invitatul meu din această seară, domnul Viorel Pascu, bună seara. Bună seara, master și telespectatorilor. Și vreau să încep așa, domnilor și domnilor, turistul Klaus Iohannis, turist în România, domnul președinte Klaus Iohannis, a plecat astăzi la Bruxelles, dar în ziua în care au apărut recomandările Comisiei de la Veneția în legătură cu legile justiției, în legătură cu codurile penale și de procedură penală, n-a scăpat ocazia de a mai face așa un fel de nefăcută în legătură cu ce se întâmplă în justiția românească. Eu nu știu, are ochelari de cal, n-are ochelari de cal, treaba dânsului, cum vede, ce consiliere are, dar mi se pare că declarația aceasta, din păcate, traversăm o perioadă în care independența justiției române este pusă la grea încercare, este total neavenită într-o perioadă în care tot mai multe instanțe infirmă grevele dosare penale pe care le-au avut în lucrare 10-12 ani și instanțele din România tot mai mult achită pe fruntașii politici care au fost ținte politice instrumentate de către acest stat paralel mafiot condus de Traian Băsescu și preluat de Klaus Iohannis. Nu știu ce o să facă Klaus Iohannis mâine la declarația din Parlamentul European. Treaba lui, în schimb, foarte mulți români penalizează și taxează cu foarte mare, să zicem, determinare aceste ieșiri electorale ale lui Klaus Iohannis, mai ales că alegerile prezidențiale vor fi doar peste un an de zile. Am văzut în ziua de astăzi și anumite bâlbâieli în legătură cu ANAF-ul, ieri și altele au fost prezentate niște fapte incredibile în legătură cu abuzurile din justiția din România. Și ca să nu mai dăm pe după Măslin, mă refer la situația celor de la Antena 3 și a lui Dan Voiculescu, situație nemai întâlnită în statele de drept care sunt cele occidentale și către care cel puțin unii dintre noi dorim să ne îndreptăm, abuzurile extraordinare în legătură cu stabilirea prejudiciului, în legătură cu executarea prejudiciului și în legătură cu foarte multe aspecte de acolo. Urmăriți cu atenție evoluția evenimentelor, să urmăresc și eu, pentru că mie mi se pare anormal că atunci când justiția spune că cineva are drept de preemțiune, să vină onor ANAF-ul și să scoate la licitație o parte din bunurile pe care chiriașul le-a dobândit în instanță cu drept de preemțiune. Deci în momentul în care vor fi vândute ele, prima dată va fi întrebat chiriașul despre intenția de a cumpăra sau de a nu cumpăra acel bun. Sunt multe lucruri care trebuie discutate în această seară, dar în legătură cu viața noastră de zi cu zi de aici, din Valea Jiului, din Petroșani, în primul rând vreau să, cu ghilimelele de rigoare, să-i felicit pe domnii de la APA SEA Petroșani, când astăzi un cartier întreg, vorbesc de cartierul Carpați, a rămas fără apă potabilă și, bineînțeles, eu când m-am trezit, m-am dus și eu la baie să mă spăl ca omul. Și dau drumul la apă și sufletul. Apă nu există nici la robinet, nu curgea nimic, mai ales că în urma unor, să zicem, întâmplări pe care le-am avut anul trecut, acum nu apartamentul meu nu primește decât apă rece. Și bineînțeles, am încercat să accesez site-ul APA SERV SEA Petroșani și să văd, este vreo întrerupere planificată, să vedem, s-a anunțat, ce s-a întâmplat, cetățenii ar fi trebuit informați, n-ar fi trebuit informați și am văzut acolo că, de fapt, cartierul Carpați nu era inclus în zonele din Petroșani în care astăzi s-ar fi întâmplat restricții de apă. Și, bineînțeles, am căutat pe site, am găsit numărul de telefon de la dispecerat și am întrebat acolo și băieții aia de acolo mi-au spus că, într-adevăr, este o restricție și dintr-o eroare, știu eu, neglijență, eroare, această restricție de apă în cartierul central al orașului nu a fost anunțată. Mi se pare cu totul aiurea, într-un
moment în care în Valea Jiului ne confruntăm cu foarte multe probleme, mai ales în ceea ce privește funcționarea autorităților care ar trebui să administreze acest municipiu cu totul altfel decât îl administrează. Dar aș vrea să încep cu domnul Viorel Pascu și să-l întreb ce părere are despre treaba asta cu apa. Acum, domnule Poliopol, începând cu un pic de umor, eu am fost mai harnic și de dimineață era apă, până la 9:30 mi-am putut face toate tabieturile. Revenind la aspectul ăsta de întrerupere a furnizării apei, probabil că după ploile din weekend au apărut niște probleme. Nu cred că intenția celor care menegerează apa SER Valea Jiului ar fi să pună populația într-o situație stânjenitoare. Sigur, problema este că lucrurile astea nu pot să apară de la o oră la alta și ar fi benefic dacă ar găsi un sistem de, să zicem, informare a populației mai rapid. Vine în cap cel cu toba în mijlocul satului să bată că se va lua apa. Nu știu, să gândească, domnul, ar fi o problemă. O secundă, ca să reușesc să vă arăt. Deci ăsta e site-ul Apa SER, da? Da, am văzut și eu un site nou. Care nou? Că e de ani de zile. Detalii, de la o mai... Deci uitați-vă aici, aici scrie restricții. Există zona de restricții. Să-i arăt și telespectatorilor, ca să nu zică nimeni că vorbesc prostii. Am înțeles, dar acum știți, nu vreau să le iau apărarea. Pornesc de la o premiză, cum să zic, domnule, dar aia sunt funcționari publici, da? Legată de... Site-ul ăsta e plătit din banii noștri, ai tuturor, da? Înțeles. Pe site-ul ăsta... O defecțiune tehnică, o avarie, undeva... Nu, deci nicio defecțiune tehnică. Problema spune este așa, că restricții venit... de apă, în 22-10-2018. La Petroșani, între orele 10 și 18, în colonia Petroșani Nord, tot în Petroșani, zona strada Sașa, și la Vulcan, zona nu știu ce, și la Lupen, zona nu știu ce. Deci, despre cartierul Carpaz nu s-a vorbit niciunde aici. Și mai spune aici mai sus cum se face informații, cum se informează cetățenii pe apa SER, nu știu ce, pe aici tot felul, în Cronica Văiejiului, Ziarul Văiejiului, Gazeta de Dimineață, Mondo TV și nu știu ce. Am înțeles aspectul. Deci noi la Capital TV n-am primit niciun fel de informare în legătură cu această restricție de apă. Și ca să nu o mai lungim. Ar fi un mare semn de întrebare dacă lucrurile astea s-ar întâmpla de 2-3 ori pe săptămână și altfel, sigur că da, ar fi un aspect foarte negativ. Deci e bine negativ. Să nu fie rău, e bine să nu fie rău. Dar să fie bine, să nu fie rău, e expresie frumoasă acum care se poartă în majoritatea discuțiilor. Deci domnul consilier local PSD, vreau să vă spun așa ca o paranteză. Domnule, mi-a scris unul pe Facebook, m-a făcut, știți cum, ca la Nufărul m-a făcut. Domnule, el îl înțelege pe domnul Viorel Pascu, care e PSD-ist, vis-a-vis de poziția în legătură cu situația justiției din România. Dar nu mă înțelege pe mine, că eu nu ar trebui să fiu jurnalist și că eu nu ar trebui să văd desele de la paje, protocoalele, situația protocoalelor, condamnările pe bandă rulantă, care până la urmă în instanțe au fost anulate și oamenii au fost găsiți nevinovați. N-ar trebui să văd faptul că foarte mulți prima dată au fost băgați la beci, arestați preventiv și după aia li se încerca fabricarea unui dosar pe niște declarații ale unor martori sub acoperire care n-aveau nicio legătură cu nicio faptă. Și domnul acesta m-a criticat foarte tare, drept pentru care i-am spus așa, i-am răspuns în direct aici. Domnul Pascu e prietenul meu, e consilier local, e PSD-ist, îi respect punctul de vedere, dar pot să am vis-a-vis de dânsul păreri diametral opuse
pe care îi le spun, drept pentru care închid paranteza și vă spun așa, nu vă supărați. Dacă eu la ora 6 și jumătate azi dimineață am reușit să adorm, pentru că azi noapte au lătrat câinii toată noaptea acolo și s-au bătut în careul acela și n-am putut să închid un ochi, cum puteam eu la ora 8, dacă, chiar dacă ar fi fost scris acolo pe site, să iau o vană cu apă rece ca să pot să mă spăl să vin la emisiune? Spuneți-mi și mie, că nu înțeleg. Dar ce să zic, câteodată viața ne ia prin surprindere și trebuie ca să traversăm ca să fie bine. Momentele astea, și mai cu umor, și fără umor, nu pot să comentez mai mult. Da, știți ceva? Deci, e o supărare mare, vă înțeleg, dar vreau să mai... Înțelegeți-mi și mie deranjul, supărarea, ce vreți dumneavoastră, extrem de mare, când eu știu că astăzi seara la 8:30 am întâlnire cu telespectatorii și cu dumneavoastră aici la Capital TV. Și eu la ora 6, la ora 18, dau drumul la robinet și nu curge apă. Și eu sunt murdar, nespălat de sâmbătă, duminică, nebărbierit, cu uldorile curgându-mi pe ochi. Cum să vin eu aici într-o stare normală de a face această emisiune? Spuneți-mi și mie, că nu înțeleg. A, e o situație jenantă. Ce să zic, îmi pare rău că ați traversat momentul ăsta. Mai mult, alte comentarii nu găsesc nici să fac și nici... Bun, dar totuși, nu ar trebui să le facem la domnii de la REA, mai ales că s-a schimbat conducerea, acum a venit o conducere nouă, că ar trebui să mai aibă grijă și de site-ul ăsta, să-l actualizeze, să ofere informații concrete, curente, de interes pentru cetățeni. Bun, eu sunt necăjit de ce ați pățit în seara după amiaza asta, dar în schimb mă bucur afirmațiile dumneavoastră, că sunt prietenul dumneavoastră și vin la emisiune să știți cu plăcere că îi respect pe, în primul rând pe dumneavoastră, acest post de televiziune național și sigur că da, cetățenii municipiului Petroșani și ai Văijiului. Nu vin cu ideea de a crea suspans și a blama alți colegi din politică sau din afara sferei politice, ci dimpotrivă cunosc oameni din celelalte partide foarte bine intenționați și ancorați bine în comunitate, să dezbatem ideile și de multe ori poate ajutăm să mișcăm niște lucruri cu instituțiile statului. Dumneavoastră aveți informația, ne spuneți și o ducem mai departe pentru, repet, în acest sens, domnule Pascu, vreau să vă spun așa că de mai bine de 6 luni de zile, o haită de câini vagabonzi, s-a acioat prin cartierul ăsta care se numește Carpați aici. Eu îi zic prezidențial. Care e un fel de cartier așa mai de răsărit. De mătase. Cu blocuri de-astea făcute pe vremea staliniștilor, care se potrivesc în contextul actual, pentru că noi așa statul paralel apreciază foarte mult doctrina stalinistă și așa mai departe. Și vă spun, în fiecare zi o ceată, o haită, cum vreți să-i spuneți, de la 10 la 20 de câini vagabonzi, circulă nestingheriți prin cartier. Și vreau să vă povestesc ceva, ceea ce cred că este halucinant pentru un om normal. Ieri la ora 14:30 am ieșit din casă, m-am dus să-mi fac târguielile și după aceea m-am reîntors cu mașina și am parcat mașina în fața blocului. În mijlocul careului, un câine de la vagabon, bine hrănit, bine dezvoltat, așa, a pus laba pe un cățel, un cățeluș din ăla mic, știți că sunt foarte multe cucoane de-astea de o anumită vârstă, care la vârsta respectivă își cumpără câte un pudel, câte un ce știu eu, habar n-am cum le zice, căței de-astea de companie, de mică dimensiune, și câinele ăsta maidanez era cu cățelul ăla în gură. Unul, stăpânul, trăgea de lesă,
Maidanezul trăgea de câine și a venit un al doilea, colegul stăpânului, cu un spray paralizant și doar așa au reușit să scoată pe acel cățel din gura, la propriu vorbesc, din falca Maidanezului. Deci așa ceva la ora 2:30, ziua în amiaza mare, te duce în parc să-ți plimbi cățelul, că normal, să-și facă nevoile, să nu-l ții toată ziua în bloc. Și să vină un maidanez din ăsta și să îți atace cățelul fără niciun fel de prevenire, fără niciun fel de situație în care maidanezul ar fi putut păți ceva, este inacceptabil pentru mine. Iar primăria, administrația publică locală nu face nimic de foarte multă vreme. Pe internet, vă mai spun o dată, au luat atitudine mai mulți prieteni de-ai mei vis-a-vis de situația din orașul Petroșani în legătură cu acești câini maidanezi. Și o persoană scria pe internet că domnule, celuilalt, îi răspundea celuilalt care participa la dialog, că de ce trebuie să ne mirăm când în spatele primăriei o madam farmacistă în fiecare dimineață la ora 5 deschide geamul și hrănește pe acești câini maidanezi. Și dacă este apostrofată, face ca trenul în gară. Nu se poate așa ceva. Și sunt foarte multe persoane de vârsta a treia, care, de sex feminin, care le hrănesc acești câini maidanezi. Primăria nu vede, administrația publică locală nu vede treaba asta. Acum, ca să continui întrebările dumneavoastră, seria de întrebările dumneavoastră, ce se întâmplă... Asta nu, vreau să nu continuați cu întrebări, să continuați cu răspuns. Da. Sigur, dar este vizibil cu ochii că sunt perioade în care se vede clar, ca lumina zilei, creșterea numărului de câini fără stăpân, câini vagabonzi în jurul containerului și eu chiar locuind în cartierul Colonie, am observat acest lucru și tot am observat de asemenea și mașina de ecarisaj a serviciului Consiliului Județean, că circulă des, dar sigur că da, cred că se revine la un aspect foarte, foarte urât. Câinii sunt transportați dintr-o parte în alta a comunității Văii Jiului, poate și din alte localități învecinate Văii Jiului, pentru că nu se explică creșterea alarmantă. Acum intervine și populația, așa cum am spus asta, care pe un curent de o atitudine, zic ei, civică, dar nu e chiar adecvată, rănesc acești câini vagabonzi. Ei se acuiază și în zonele, în special periferice, unde se prelucrează lemnul, îi folosesc și ca pază, după aia în timpul zilei migrează în căutarea hranei, revin seara. Acum, problema asta o să o ridic. Dar vreau să vă întreb așa, există un serviciu de ecarisaj pe raza municipiului Petroșani? Există în zona... Cu alte cuvinte, există hingher? Există hingher? Da, există hingher. Și-ți plătiți pe statul de plată al primăriei? Nu al primăriei, serviciul aparține de Consiliul Județean și nu știu să vă răspund la întrebarea asta, dar o să mă interesez dacă... Vor fi angajați acolo pensionar care nu poate să fugă după câini. Pe site-ul nu sunt niște tineri și chiar își fac treaba, să știți că sunt perioade în care au dispărut. Lumea a fost mulțumită. Deci nu vă supărați, în cartierul ăsta Carpați și în zona centrală, în toată zona asta centrală, n-am văzut odată mașina aia de hingheri. N-am văzut-o odată. Să știu și eu să văd și eu cum arată. Văzut-o. Problema este dacă numărul de telefon la care trebuie să sune populația este pe site-ul primăriei și acest lucru
o să încerc să-l clarific și atunci veți putea suna și sesiza din cartier aspectele astea, se vor deplasa. E o echipă de teren, am și participat la o prindere întâmplător, că nu e rolul meu ăsta să fac, să observ lucrurile astea, își fac treaba. Plus că poate că ar trebui să avem o relație și cu, sunt niște centre de private cu câinii vagabonzi care pot fi duși sau pot fi cumpărați de acolo. Sunt unii cetățeni care își duc sau se duc și hrănesc la centrele astea. Sunt numai întâmplări nefericite și ați avut în weekendul ăsta. Îmi pare rău, domnule Polopo. Deci uitați-vă, mă uit pe internet așa. Topul câinilor vagabonzi în Petroșa, vă citesc niște titluri. Turismul canin a reumplut străzile din Petroșani de haite de câini. Și așa mai departe. Cu poze, cu tot felul de treburi. Dați o căutare pe Google și vedeți. Eu mă aduc aminte, acum 2-3 ani a fost iar, probabil că trebuie ca să identifice niște măsuri și o colaborare cu cei care se ocupă și sigur că da, mai ales că vine și sezonul de iarnă, să se rezolvă această problemă. Dar nu este de nerezolvat. A fost la un moment dat o problemă chiar publică cu multe lucruri și oameni care au venit chiar în ședințele Consiliului Local și au reclamat. Deci mai avem 8 minute până la pauza de publicitate și o să mai discutăm, dar aș vrea să-i rog pe telespectatorii noștri care s-au confruntat cu problemele, cu anumite probleme în legătură cu câinii vagabonzi de pe raza unității teritoriale unde locuiesc, să sună la numărul de telefon 025454. Nu știu exact, dar o să-l afișeze Teddy pe ecranele dumneavoastră, 544-100, număr cu tarif normal, și să ne povestească întâmplări cu câinii vagabonzi pe care le-au avut telespectatorii noștri. Și nu neapărat pe raza municipiului Petroșani. Poate aceeași situație este în Deva, poate aceeași situație este în Timișoara, Arad, Cluj, așa mai departe. Deci este o problemă extraordinară în legătură cu prestația autorităților publice locale, pentru ca să știți, acum câțiva ani la București a fost un caz șocant când un copil a fost fâșiat de câini și până la urmă nimeni n-a plătit pentru moartea acelui copil. Tot așa, câini vagabonzi care n-au fost strânși de pe stradă, sunt adăposturi de câini, sunt societăți, sunt fundații de astea private care ocrotesc câinii, dar acele asociații private sau fundații nu văd și partea goală a paharului, în sensul că acești câini vagabonzi sunt un pericol pentru cetățean? Întreb eu, nu știu. Poate nu întreb bine. Bine, problema noastră e foarte serioasă și cred că autoritatea publică locală, și nu numai din Petroșani, și celelalte autorități sunt din respect pentru cetățeni, se vor implica și se implică, nu cred că nu este o rezolvare. Au fost lucrurile mai grave în anii trecuți și care s-au rezolvat. Asta cred că... Culmea ironiei, am găsit aici pe net, pentru că pe net le găsești pe toate, Serviciul Județean de Craisaș Hunedoara are pagină de Facebook și spune una alta pe aici, ne arată niște poze foarte frumoase cu niște căței care stau în niște padocuri foarte bine îngrijite, dar nu ne arată niciun câine vagabond care stă pe stradă. Poate are Teddy o poză ca să o vedem și noi. Eu știu că la sfârșitul, domnule Poliopu, la sfârșitul fiecărui an... Nu mai e Teddy, scuzați-vă, e Gigi. M-am obișnuit cu Teddy, dar a plecat Teddy, săracul. Au un bilanț în care explică toată activitatea pe parcursul anului și vă spun, chiar e impresionantă activitatea.
Nu știu, cum puteți să spuneți că e impresionant? Vă invit Nu știu să vă dau detalii exact, numărul de câini prinși, ce s-a întâmplat, ce buget au avut, cât au cheltuit, ce s-a întâmplat în, pe parcursul anului 2017, dar o să mă documentez și o să vin cu mai multe date despre acest serviciu de ecarisaj, care e clar că are o activitate și poate să rezolve problema. Da, dar ar trebui să fie mult mai implicată, cum să vă spun eu, adică toate semnalele ar trebui să le gestioneze acest serviciu de ecraisaj. Toate nemulțumirile oamenilor, pentru că în zona centrală a Petroșaniului sunt 3, 4, 5 câini care latră și atacă tinere care trec pe acolo spre locul de muncă, spre magazine și așa mai departe. Deci sunt un pericol real. Și dacă te muști cu un câine de ăsta, nu mai știi ce faci. Sunt unii mai, să zicem, mai puțin fricoși, dar sunt foarte mulți oameni care se tem de și de lătrăturile câinilor aceștia fără stăpân, care umblă în stânga, în dreapta, prin oraș, fără nicio noimă. De aia zic că și această problemă ar trebui să stea în atenția administrației publice locale și dacă administrația publică locală ar face o intervenție pe lângă Consiliul Județean Hunedoara, poate că ar auzi și aia de acolo câte ceva în legătură cu situația din Valea Jiului. Eu voi transmite mesajul săptămâna aceasta și sigur că da, o să aveți informațiile necesare și măsurile care le va face. Chiar vă promit dumneavoastră și telespectatorilor că mă voi deplasa personal la acest serviciu de ecarisaj și chiar voi duce problema direct. Spune așa aici, am găsit o pagină foarte interesantă pe care aș vrea să vă recomand și dumneavoastră. Serviciu public, administrarea domeniului public și privat Petroșani. Serviciu, compartimentul de ecraisaj. Deci în primărie, în serviciul ăsta, există un compartiment de ăsta, care ar trebui să mai umble pe teren, să mai vadă câinii. Și în aeroport e aceeași situație. În colonie nu mai vorbesc. Și în partea a doua a emisiunii o să discutăm puțin despre Petroșani ca lada de gunoi a oamenilor. Pentru că în legătură cu colectarea deșeurilor menajere și nu numai menajere, este o situație incredibilă. Uitați-vă în colonia, acolo în zona aia unde a fost vechea unitate militară. Uitați-vă pe toate străzile, strada aceea care duce spre fosta mină Dâlja. E plină de gunoaie. Am făcut niște reportaje acolo și am arătat că lângă un depozit de ăsta, unde pe o distanță de vreo 100 de metri e plin de gunoi, lângă s-a amenajat un spațiu de joacă pentru copiii din zona respectivă. Deci e inadmisibil așa ceva. Și nu s-a schimbat nimic. Acum nu putem să zicem că nu s-a schimbat nimic. Sigur că da, problema deșeurilor e o problemă care, zic eu, e gestionată, dar populația și aici un aspect, cred că sunt unele momente când o ia razna. Sunt mașini, căruțe, se transportă dintr-o parte în alta gunoiul, nu se face o selectare. Oamenii responsabili opresc mașina și aruncă gunoiul din mașină, până și pe defileul la Cerebrului Zvor, înainte de Mănăstirea Lainici, e plin de gunoaie pe lângă. Da, domnule Pascu, am o altă întrebare pentru dumneavoastră. Vedeți, noi tot dăm vina pe cei care colectează gunoiul, noi tot dăm vina pe oamenii care nu respectă regulamentele în vigoare privind colectarea deșeurilor. Dar vreau să vă spun așa, am observat că cel puțin în Petroșani, acele containere și acele țarcuri, acele locuri în care se teoretic se colectează gunoaiele, sunt distruse, sunt depășite, nu știu cum să vă spun,
curge gunoiul din ele. De la țarc și până la mașină, curge gunoiul din ele. Partea măruntă curge pe drum și nu strânge nimeni. Alea nu ar trebui, n-au durată de viață, nu trebuie să înlocuite. Sunt acum containerele acelea de plastic. De ce nu pot fi înlocuite containerele acestea din fier, care ruginesc după un timp de stat afară, ruginesc? De ce nu pot fi înlocuite cu niște containere ecologice din plastic, moderne, la nivelul anului 2018 și în Petroșani, și în Valea Jiului, de fapt? Este un serviciu public, da? Primăria trebuie să-l scoată la licitație. Păi dacă îl scoate la licitație, bă, fraților, voi ăștia care veniți să strângeți pe următorii 3 ani gunoiul, înlocuiți și containerele. Nu știu să fac observație pe la ce spuneți dumneavoastră vis-a-vis de aspectul ăsta, înlocuirea spațiilor de depozitare sau de către firma care a câștigat licitația de strângere a deșeurilor menajere, însă revin cu și încep cu aspectul acesta. Nu suntem cetățeni normali la cap în privința depunerii gunoiului civilizat. Eu, într-o perioadă foarte scurtă, am asistat la demolarea, furtul tomberoanelor și împrejmuirii. Acum a rămas locul clasic unde se vine din oraș și se descarcă. Lumea construiește, nu intră într-un program normal de sesizare a transportului diferitelor tipuri de gunoaie, de la amenajări interioare, construcții, să plătească pe acest serviciu, sunt foarte rare cazurile și sigur că da, scapă de el cât mai ușor noaptea. În noaptea se produc foarte multe lucruri. Plus că sunt persoanele care vandalizează aceste spații de depozitare. Acum nu știu să vă zic că eu vă povestesc cu aspectul acesta de punct de vedere al cetățeanului simplu, care știe că vinerea între 8 și 9 vine mașina cu gunoi metronom, ceea ce nu s-a întâmplat în anii din urmă. Vine, îmi ia gunoiul, ne salutăm și intru în casă ca și într-un film normal. Acum și firmele care sunt în preajma deponeului, spațiilor de depozitare, eu am văzut, ce să zic, o rușine pentru zona privată. În spatele gării, adică să încep cu aspectul ăsta, pe peronul gării Petroșani sunt mai multe firme care vând spații publice, care vând cetățenilor ce tranzitează gara Petroșani mâncare și băutură și alte servicii, cafea, în spate, unde duc gunoi? Credeți că absolut toate ambalajele de la marfă trec zona de parcare a taxiului și aruncă pe... Exact, și vreau să vă completez acest mare adevăr pe care l-ați rostit acum și aș vrea ca administrația publică locală să facă un control la toate firmele acestea, pentru că vedeți, aici pe strada principală sunt o grămadă de magazine din astea, cu haine, cu tot felul de toate ambalajele sunt aruncate la țarcul acela din cartier, unde țarc este are destinația pentru a colecta gunoiul menajer de la locuitorii din blocurile respective. Și când i-am întrebat pe oamenii aia, că am prins niște fetițe pe acolo care veneau cu acele ambalaje, băi fraților, dar patronul vostru nu are un contract cu cei care strâng gunoiul, de ce l-aduceți aici? Pentru că nu aveți voie să l-aduceți aici. Și m-am certat cu ele până l-au dus înapoi, dar am smuls o informație foarte interesantă, că nu știe patronul că trebuie să facă contract cu ăsta.
Domnule Poliopol, sunt niște situații foarte strânjenitoare. Nu cred că mănâncă cu 100 de gâri cetățenii unui cartier unde au două spații de depozitare a gunoiului menajer. Sunt firme neserioase care administrează activitatea asta de second hand. Fac o sortare și cu ce nu poate vinde, când Petroșani nu mai cumpără, rar sunt cetățenii care cumpără saci pentru ardere, și atunci te trezești cu un țar din ăsta plin cu saci de haine, rebuturi de la sortarea. Bun, domnule Pascu, trebuie să facem neapărat o pauză de publicitate pentru că am depășit nepermis spațiul acordat primei părți și domnul Gigi mă va critica foarte tare, drept pentru care facem pauză de publicitate și revenim în partea a doua. Villa Elisabeta vă oferă cazare într-o oază de liniște și relaxare cu un climat optim pentru întâlnirile dumneavoastră de afaceri, petreceri, evenimente speciale, conferințe, training. În plus, diversitatea de preparate culinare românești sau din bucătărie internațională, însoțite de băuturi selecte și o atmosferă intimă, vă va oferi o ambianță discretă și servicii de calitate. Villa Elisabeta, o bine meritată cazare și relaxare în Alba Iulia. Jiul Exchange Petrila vine în întâmpinarea nevoilor tale cu servicii Western Union, dar și cel mai bun curs valutar din oraș. Casa de Amanet vă oferă prețuri avantajoase la aur, 92 de lei per gramul de 14 carate și 110 lei gramul de 18 carate. Doar la noi beneficiezi de cel mai mic comision Amanet din oraș, doar 0,15%. Ne găsiți în Petrila, la strada principală, lângă poștă. Da, revenim în partea a doua ediției noastre din această seară, stimați telespectatori, cu domnul Viorel Pascu și în această a doua parte, domnule Viorel Pascu, vreau să discutăm câteva aspecte despre un material publicat de Lumea Justiției, un reportaj, un articol de presă publicat de Lumea Justiției în legătură cu accidentul de la Colectiv. Ne mai aducem aminte cu toții despre incendiul de la Colectiv, când au murit acolo foarte mulți oameni, foarte mulți au rămas cu sechele pe viață, arși, au fost duși în spitalele din România, spitalele de arși, au fost o întreagă tevatură în urma căreia Victor Ponta și-a prezentat demisia. Și iată, Lumea Justiției prin redactorii de acolo au făcut un experiment foarte interesant și vreau să vă citesc o frază din acest articol pentru că mi se pare extraordinar de important. Citez: a fost nevoie să moară oameni. Uluitor, buretele N2138 de pe stâlpii și pereții clubului Colectiv nu întreține focul. Se descompune, se topește ca zmoala. Testele filmate ale redacției Lumea Justiției demonstrează că este
imposibil să faci foc cu buretele din spumă poliuretanică, chiar dacă îl bași direct într-o flacără de 1000 de grade. Este exact cum scria în fișa tehnică de la dosar. Prin încălzire nu se topește, se descompune. Și de aici foarte multe întrebări se nasc. A fost o mână criminală? Acel burete a fost ajutat să ardă printr-o substanță inflamabilă? Pentru că raportul Institutului Național de Criminalistică ne arată că, de fapt, focul din colectiv de acolo a durat 120 de secunde. Nu știu, dumneavoastră, cum vedeți toată această problemă? Pentru că mie mi se pare că, și v-am mai spus, Insemex Petroșani are un protocol cu băieții ăștia de la serviciile secrete, de la SRI, și întrebați fiind, au spus că raportul lor este confidențial și nu poate fi dat publicității. Drept pentru care cei care au avut obligația legală să cerceteze cauzele incendiului de la colectiv, tac, chitic și nu spun nimic. Iar niște jurnaliști au făcut un experiment foarte interesant. Sunt și poze, sunt și imagini filmate, sunt tot felul de materiale care ne dovedesc că, de fapt, buretele acela fonoabsorbant cu care au fost capitonați pereții și tavanul discotecii de la colectiv nu putea să ardă așa cum ars. Și nu putea să producă acele victime. Acum, domnule Poliopol, evenimentul acela tragic m-a marcat și pe mine, cum a marcat întreaga țară. La momentul respectiv, credeam că sunt prima țară din lume unde se produce o tragedie de genul acesta, după care m-am mai liniștit, s-au mai întâmplat și în alte țări, nu că să mă bucur, dar eram, ca și cetățean, marcat deosebit. Un alt aspect pe care trebuie să-l spun că este acela că un fost coleg de-al meu de la CNH, cetățean al municipiului, al Văijiului, a suferit o grea pierdere, băiatul dânsului fiind la studii în București, a decedat în urma unei grele suferințe. Și tot acel eveniment se leagă două aspecte. Una este declarația președintelui, care a afirmat că trebuie să moară oameni ca să schimbe guvernul, și la presiunea străzii s-a petrecut un fapt nemai întâlnit în analele politicii mondiale. Un președinte de partid și prim-ministru al țării și-a dat demisia pe Facebook. Vis-a-vis de ce s-a întâmplat, experimentele și de investigația celor de la Juju, nu știu ce să vă zic, cei de la Insemex sunt abilitați, au fost abilitați să investigheze cauzele producerii acestui accident, care, sigur că da, naște foarte multe semne de întrebare vis-a-vis de această propagare extraordinară a arderii izolației fonice din acest club. Uitați. Știu că mă aduc aminte că povesteam cu colegii. Și dacă ar fi fost îmbibat în motorină, nu ar fi ars așa de repede, ne spuneam noi. Dar probabil că după mai multe experiențe în spații închise a celor abilitați să facă, au ajuns la un raport clar care a fost prezentat parchetului. Deci, lucrurile s-au oprit aici și am înțeles că cei... Da, dosarul care... în instanță. Dosarul în instanță. Și vreau să vă citesc... Și au fost eliberați, am înțeles, cei care, conducătorii clubului... Dar au stat pe la... Au stat un pic și acum... Ascultați-mă, vreau să vă citesc două fraze extrem de importante din raportul celor de la Institutul Național de Expertize Criminalistice, pentru că acest raport spune totul. Raportul realizat de experții criminaliști Grigoraș Bețiu și Gheorghe Pop, care au reținut aspecte contradictorii.
sub rezerva unor noi experimente și determinări ce pot fi făcute ulterior, este posibil să fie identificați și alți factori favorizanți ai producerii incendiului. Ca viteza de propagare, evenimentul se încadrează în categoria deflagrațiilor. Și mai spune mai jos expertiza, răspunzând la o întrebare adresată de cei de la Lujul, credeți că un burete fumoabsorbant poate arde fulgerător în câteva secunde pe zeci de metri pătrați ca suprafață? Experții INEC au folosit aceleași materiale și au susținut că în testul lor viteza de propagare a focului în clubul colectiv a fost de 5 ori mai mare decât în cazul simulărilor efectuate. Concluzia năucitoare a experților INEC este următoarea. Este posibil să fie existat și o altă substanță sau substanțe care au contribuit la extinderea rapidă a focului, care a avut rolul de accelerator al procesului de ardere sau propagare a incendiului. Da, sigur că da. Cine are legătură un pic cu tehnica, ca și poate dezvolta mai multe semne de întrebare, ce s-a întâmplat, ce a condus la acea, nu poți să-i spui ardere, așa cum a spus și masă și procurorii din materialul pe care l-a citit, a fost o deflagare în spațiul ăla închis. Pe bun, dar în experimentele ulterior făcute, scuzați-mă o secundă să fac o precizare, în experimentele făcute de cei de la Lujul, buretele s-a topit. Și îmi pare rău că n-am un burete de genul acela aici, pentru că i-aș fi dat și eu foc aici, în studio, în direct. Dar poate că mâine reușesc să fac treaba aceasta, în direct. Iar încercările făcute de cei de la Insemex și cei de la INEC pe buretele de la colectiv, deci au fost prelevate mostre de la clubul colectiv, au fost băgate în saci și cei de la Insemex și cei de la INEC au făcut experimente pe acele mostre care au luat foc. Dar același burete, același tip de burete, nu ia foc, ci se topește. Dar n-au mers mai departe cu cercetările să vadă dacă nu cumva acel burete luat de la locul tragediei a fost sau nu îmbibat cu alte substanțe care să propage deflagrația în așa fel încât să se întâmple ce s-a întâmplat la colectiv. Știți ceea ce este trist, domnule Poliopol? Trist este faptul că facem o secretomanie pe aspectele astea atât de puternic emoțional în țară, într-o deși au trecut atâția ani, procesul a ajuns în instanță, s-au terminat anumite experimente, s-au făcut rapoarte, nu știu de ce nu se dă publicității aspectul acesta, care sigur că da, a provocat un șoc național, au fost foarte multe familii care au suferit, au fost foarte multe spitale care au reacționat, întreaga Europa a reacționat atunci și se pune problema ce se întâmplă, de ce nu în spațiu public nu apar, că asta ne omoară pe noi. Nu ținem legătura între instituții și populație ca să știm, așa cum se întâmplă și cu știrile astea care ne macină de la anul, îngheață salariile, sunt aruncate în spațiu public, nu mai cresc salariile, toată lumea se așteaptă la 1 ianuarie să crească la bugetarii salariile cu 25%, doar pe lucruri pe care nu ar trebui să le dezvoltăm, le lansăm în spațiu public și ceea ce ar trebui ca să aducă liniște. Totuși, cum explicați dumneavoastră această secretomanie evidentă a tuturor instituțiilor statului? Protocoale secrete în justiție, lipsă de transparență în luarea unor decizii, comunicări, legea salarizării unitare, legea creșterii salariilor,
legea pensiilor, toate celelalte sunt ținute undeva într-o zonă de tulburență, așa, și doar dacă vine onor PNL-ul prin vocea trompetistului șef Gică Mandolină să mai spună câte o minune, ies ca reacție miniștrii să spună realitatea despre ceea ce se întâmplă acolo. Nu știu, nu-mi dau seama de ce această atitudine. Acum, domnule Părăpă, pensionale și angajații din sistem bugetar și privat au informația clară. Se face o comunicare mai bună, se vine în media și se explică etape. Populația a văzut că s-au pus în practică niște elemente din programul de guvernare. Problema este de ce iasă în spațiu public pentru a tensiona populația și a dezvolta subiecte, pentru că, așa ca și punct de vedere, în anii trecuți nu interesa pe nimeni de unde sunt bani de salarii, de pensii, tăiem, se mergea cu sacoșele de bani, era pace, nu prea făceam nici noi opoziție în sensul de unde sunt banii, de ce mai nu sunt creștere salariale de pensii. Ei, acum acei conducători care sunt în opoziție, ăsta e subiectul principal. Nu există lună, începând de la Paști, să nu ne fie spus, nu sunt banii de la vară de salarii și pensii, de la toamnă, acum de la iarnă, acum de la anul. Păi și ce metodă e asta? Adică s-a terminat cu legile justiției, acum începem cu alte inflamări din acestea. Ăsta e subiectul... Știri false... Falsitatea știrilor... Care prind la o anumită parte din populație. Probabil că se urmărește ceva. Eu știu, eu cel puțin 4-5 din 10 oameni care citesc treaba aia nu se mai documentează. Da, bă, uite la ăștia. Și sub aspectul acesta că a venit vorba de bani, încep permisiunea de a mă bucura în direct aici de o lege, legea venitului minim garantat, care a promulgat-o președintele țării, și autoritățile publice locale trebuie să intre să se adapteze noi legi și probabil că din cei 205.000 de beneficiari a acestui venit minim garantat, care e de 272 de lei, vor putea să fie o parte însemnată din ei să accepte munca, cei care sunt apți de muncă, pentru că legea este foarte clară. Ai refuzat un loc de muncă odată, ai refuzat o instruire sau o pregătire într-o meserie, pierzi acest venit și doar în urma unei cereri, peste un an de zile, intri iar în program. Legătura acum se va pune între administrațiile publice locale și mediul privat cu care are nevoie de locuri de muncă. Eu am observat și vă spun lucrul acesta, oameni care din mașini foarte scumpe opresc poștărița să le ceară acest venit minim garantat. Oameni care au telefoane de ultimă generație au acest venit minim garantat. Sunt întregi, normali, apți de muncă. E un lucru extraordinar să accepte locul de muncă și noua abordare pe care statul a luat-o în privința aceasta. Să încetăm cu pomenile. Probabil că așa, din cele 80.000 de locuri de muncă care sunt libere acum la nivelul țării, se vor ocupa o parte
din cei 205.000 de oameni care primesc venitul mic garantat la nivelul întregului țării. Bun, domnule Viorel Pască, vă mulțumesc tare frumos pentru faptul că ați fost astăzi seara aici, o seară grea pentru dumneavoastră. Și dacă îmi permiteți, o să, data viitoare, când o să fiu invitat, o să vă dau și răspunsul în urma discuției cu serviciul de ecarisaj și cu mai multe elemente despre și aia cu gunoaiele și aștept cu maxim interes să ne revedem. Cu gunoaiele că trebuie mai mult cetățenii să se uite la emisiunea aceasta și să înțeleagă care e rolul lor. Măcar aia cu containerele alea de plastic care ar putea fi puse. Și să știți că și identificarea la nivelul autorității publice locale de a identifica mediul privat care face, încarcă spațiile de zitare a gunoaielor menajere din cartiere. Nu vă supărați, dar există poliție locală, există patrule, există tot felul de oameni pe la primărie acolo care, deși sunt pensionari, au o grămadă de bani de la primărie, care ar trebui să vadă, să-i prindă pe aia care aruncă deșeurile, ambalajele și astea la punctele de colectare a gunoiului menajer. Ce așa de greu? Sau să fac o inspecție, primăria. Bă, fratele meu, ai contract cu ridicarea gunoiului. E mare filozofie. Acest aspect, cred că aveți dreptate, de la compartimentul de protecție a mediului, ar trebui și implicat sub acest aspect verificarea unui contract de ridicare a gunoiului în, la avizul de funcționare. Bun, eu vă mulțumesc încă o dată pentru prezența din această seară. Doamnelor și domnilor, vă mulțumesc tuturor celor care ați fost alături de noi. Vă doresc o seară plăcută în continuare. Ne revedem mâine seară de la 20:30. La revedere!